Salutare tuturor, eu sunt Stunter și bine am găsit cu un nou episod din Breasla Haiducilor. Astăzi o să facem puțin diferit lucrurile. Nu o să lucrăm pe server tare mult, dar vreau să vă arăt ce s-a întâmplat pe server în ultimele zile, mai exact ce am făcut eu în ultimele livestream-uri. Cred că am 4 livestream-uri făcute la rând, una după alta, și de atunci n-am mai postat niciun episod, așa că acum vreau să vă arăt foarte pe scurt și concis ce s-a întâmplat pe server de atunci și ce am reușit eu să fac și la ce vreau să lucrez în continuare. Pentru început sunt în zona de magazine, zona de shop-uri. Asta, zona aceasta a fost făcută de Domino, adică el a făcut drumul ce înconjoară toată treaba asta. Nu știu sigur dacă l-a mai ajutat cineva sau nu, cred că Blue l-a ajutat cu anumite materiale, probabil l-au mai ajutat și alte persoane, dar puteți intra pe canalul lui să vedeți exact, cu siguranță are un episod în care a făcut drumul. Și s-au deschis și două magazine, probabil le-ați văzut, dar în caz că nu le-ați văzut, avem magazinul de slime-uri al lui Bluesman. Dacă intrăm în magazin foarte rapid, aici are chesturile de unde poți să iei un stack de slime-uri și lași un diamant. Are aici pus prețul, deci pentru 64 de slime-uri trebuie să plătești un diamant. Pur și simplu le iei, de exemplu, și pui diamantul înapoi. Bun. Și mai avem magazinul lui Nenea Sky. Se numește Căile Ferate Haiducești și practic aici poți să vii să lași o comandă în caz că ai nevoie de șine dintr-o locație până în alta, poți să lași o comandă la Nenea Sky aici în chestul ăsta și după discutăm cu el și o să ne ajute cu o cale ferată, să spun mai exact. Bun, în locația aia vreau eu să fac un shop, o să fie un magazin de redstone, probabil o să-l numesc servicii de redstone sau ceva de genul. Nu vreau să vă dau prea multe detalii că o să fie un episod destul de lung în care îl construiesc și vreau să fie surpriză. Dar dacă ați fost pe ultimul meu livestream, probabil ați văzut cum am construit un zid de nisip, că nu e același zid de nisip pe care îl vedeți acum, probabil unii dintre voi ați și observat. Inițial zidul meu de nisip a fost construit în zona asta. Ei bine, am decis să-l mut înăuntrul zonei, deoarece până la urmă magazinul a fost mult mai mic decât credeam, a ieșit mult mai mic decât credeam, l-am făcut pe creative, am construcția gata, acum trebuie doar să intru pe server să lucrez aici și să o construiesc și aici. Aici am ales o zonă de 75 pe 40 sau poate chiar mai mult de atât și era mult, mult prea mare. Magazinul meu în total o să aibă undeva la 60 pe 20, deci e destul de lung, dar nu e atât de lat, să zicem. Și am ales noua zonă unde o să fie, iarăși am lăsat câteva blocuri în fiecare direcție ca să am spațiu puțin mai mult, în caz că trebuie să fac și niște terraforming pe lângă sau în caz că am nevoie să-mi pun și anumite iteme pe lângă, chesturi, etc. Deci să am loc să pot să construiesc. Și dacă vă întrebați totuși ce naiba e cu nisipul ăsta, de ce ai pus nisipul, puteai să-ți alegi zona pur și simplu să o încadrezi cu ceva și să nu mai pui zidul ăsta de nisip. Ei bine, zidul de nisip are un rol. Zidul de nisip o să ascundă clădirea în caz că ceilalți haiduci vor să filmeze pe aici, ei pot să facă asta fără să-mi dea spoiler la shop. Magazinul ăsta o să îmi ia undeva la o săptămână să-l construiesc probabil, că nu pot să stau non-stop să construiesc numai la el, trebuie să mai filmez și alte lucruri și probabil în săptămâna aia o să mai vină și alte persoane să-și facă magazine pe aici și fără să vrea mi-ar da spoiler la magazin. Aș păți exact același lucru ce l-am pățit la statuia lui Sasuke. Mulți dintre voi mi-ați spus că cutare ți-a dat spoiler, deja am văzut statuia la alte persoane, etc. Asta înainte să-mi apară mie episodul pe YouTube. Și nu vreau să se întâmple același lucru și cu magazinul, așa că am decis să fac zidul ăsta de nisip. Dacă vă întrebați de ce e de nisip, ei bine, pot să-l dau jos foarte ușor. O să am pistoane puse sub, de fapt chiar lângă stombricul ăla, o să am pistoane care o să împingă stombricul și sub stombric o să pun torțe. Când pistoanele o să împingă stombricul, tot nisipul o să pice în torțe, se sparge și o să puteți vedea magazinul aproape instant. O să fie chiar foarte șmecher, o să putem face, cred că, un live stream de deschidere sau o să fac deschiderea cu încă alți haiduci aici ca să poată să vadă magazinul. Nu m-am decis încă, dar cam asta este ideea. Bun, deci acum știți la ce o să lucrez în zilele următoare. Dacă vedeți mai puține episoade, vreau să știți că o să primiți un episod mai mare, probabil o să fie un episod chiar de o oră în care construiesc tot magazinul, o să am foarte multe de făcut la el, am foarte multe idei și chiar sper să iasă super.
Ca o estimație, vreau să postez episodul ăla în 11 a 11-a, atunci am plinește canalul 7 ani de YouTube și am decis să fac un episod cât mai lung pentru ziua aceea. Probabil asta o să vedeți în episodul ăla și vedem dacă reușesc, dacă îl termin în mai puțin de o oră, să fie episodul mai scurt de, mai scurt de o oră, o să mai fac eu ceva în plus ca să ajungem să avem măcar un episod de o oră. Bun. Dar mai multe detalii nu vă dau, vreau să rămână tot magazinul surpriză, nu vă spun cum o să arate, nu vă spun ce o să conțină, nu vă spun ce o să aibă, doar că o să fie ceva legat de Redstone. Ok, acum alt proiect la care lucrez tot cam în același timp este ferma de iron. Dacă ați fost pe livestream-uri, știți că la asta lucram în primele livestream-uri, încercam să strâng materiale pentru fermă. Și o să merg acum până la bază în timp ce vă mai explic ca să vă arăt materialele ce le-am strâns. Am strâns în primul și al doilea livestream, cred că într-una foarte mult lemn, am strâns și niște piatră, redstone, hopere și nu mai știu dacă mai era și altceva, dar cam astea sunt principalele lucruri de care am nevoie. Iar apoi în alt livestream am încercat să găsesc o locație unde să fac ferma. Ne-am dus într-un mesa foarte departe, avem tunelul aici la stânga, deci ăsta e tunelul și merge, trebuie să mergi foarte mult ca să ajungi până la capăt, după aia trebuie să o iei și la dreapta și să mergi destul de mult. Mesaul ăla e undeva la 6.000 cu 6.000 sau am dat un exemplu, deci e departe, e foarte departe. M-am decis să nu mai fie acolo și o să fie undeva mult mai aproape, într-o zonă foarte, foarte frumoasă ce am găsit-o, pe care am găsit-o astăzi. Sau ieri seară, nu mai țin minte, nu prea e relevant oricum, dar hai să vă arăt repede resursele ce le-am strâns pentru ferma de iron și după o să încerc să fac un portal ca să pot să mă duc să vă arăt și noua zonă unde o să fac ferma de iron. Deci avem aici un chest plin de lemne, aici trebuia să fie să plin de piatră, dar am mai luat din ea, o să încerc să-l umplu înapoi. Iarăși aici mai am niște stone brick, o să fie stone brick, nu o să fie piatră, o să convertesc tot stone-ul ăsta, o să-l fac în stone brick. Și aici iarăși mai avem niște lemne și puieți și aici chestiile de redstone, deci o să am nevoie de toate chestiile astea de redstone și de sticla asta de aici. Cam asta e tot ce îmi trebuie pentru ferma de iron și acum haideți să mergem să vă arăt și locația pe care am ales-o, chiar cred că este mai bună decât mesaul ăla departe sau ce alte idei mai aveam eu. Și da, revin într-un moment. Am ajuns la coordonatele la care trebuia să ajung. Acum o să facem aici rapid un portal. O să-l fac mai măricel pentru că îmi place cum arată și văd că am destul obsidian la mine. Deci punem 3 aici, 3 aici, 3 sus și 3 aici. Acum îl aprindem și o să intru și eu pentru prima oară să văd mai exact locația. Sper să fie exact așa cum cred. Din câte am văzut, ar trebui să fie un plains înconjurat în toate direcțiile de deșert. Să vedem. Bun, m-a spawnat într-un plains. Văd deșert încolo. Deșert încolo. Încolo nu prea văd nimic, dar s-ar putea să fie bine. Hai să ne urcăm cât mai sus, să vedem exact cum arată treaba asta de la înălțime. Poate m-a spawnat undeva chiar în mijloc sau aproape de mijloc, ceea ce ar fi perfect, să fiu sincer. Văd că am niște bălți cu apă, nu prea-mi plac, o să trebuiască să le astup, uite și acolo niște lavă. Mai urc puțin înainte să ne uităm, vă mai țin în suspans să fie așa o mică surpriză, zicem. Așa, cred că sunt destul de sus. Yep, hei, avem un sat. Treaba asta o să mă ajute enorm. Pentru că pot să înmulțesc villagerii acolo sau să-i aduc chiar de acolo până undeva pe aici și să-i înmulțesc. Vreau ca ferma să fie fix în mijlocul zonei. Cred că sunt chiar la mijloc. Aproape chiar la mijloc. E super tare zona asta deoarece are deșert în fiecare direcție. Avem plains aici și e înconjurat în toate părțile de deșert. E șmecher că putem face ferma de iron la mijloc și să construim pe lângă un sat sau să construim un zid care delimitează tot biomul ăsta și văd că vine să mă lovească norul, chiar dacă nu contează, nu o să mai vedem prea bine, așa că mă duc câteva blocuri mai jos. Deci sunt o grămadă de posibilități aici, o grămadă de idei, o grămadă de chestii ce le putem face și chiar îmi place că am găsit locația. Sper să vă placă și vouă și o să începem construcția fermei de iron.
Încă nu m-am decis dacă vreau să fac în episoade sau pe livestream-uri, dar puteți să-mi spuneți și voi în secțiunea de comentarii dacă vreți să fac câteva livestream-uri sau să fac totul într-un singur episod. Dacă fac totul într-un singur episod, atunci o să postez mai rar, practic, pentru că o să-mi ia destul de mult să o fac, o să-mi ia câteva zile. E o fermă destul de mare și, na, cred că și pentru ferma aia mi-ar trebui un episod de o oră, să fiu sincer. Facem un episod de două ore. Prima oră construiesc ferma de iron și a doua oră construiesc magazinul. Bun. Acum hai să merg să vă arăt și pe la spawn ce s-a mai făcut și să văd dacă am ce alte chestii să vă mai arăt de pe live-urile anterioare. Am ajuns la spawn și o să vă fac acum un mic tour. Avem statuia mea acolo departe, dar cred că o știți deja. Asta este căsuța lui Rodby și lângă ar trebui să fie casa lui Rodby din nou, aparent. În partea asta lucrează nenea Sky și a făcut o hartă pe perete, văd că, și probabil mai are de terminat lucruri pe acolo. Asta probabil o știți deja, prima casă făcută de Puff. În partea asta avem brutăria veverițoasă, out of stock. Asta este făcută de Aiciuncio, cred, deci o să avem aici o brutărie de unde putem cumpăra pâine, presupun. Acolo avem o biserică făcută de Ganicus, dacă nu mă înșel. În partea asta avem o casă făcută de Chemico. Astea sunt chestii mai recente, biserica și casa lui Chemico și de asemenea brutăria făcută de Aiciuncio este mai recentă. Aici este clădirea de la ferma automată de fish, care e puțin mai veche și probabil o știți. Avem cărările făcute de Domino, casa lui Domino care este acolo. Și în partea asta, o chestie ce tot pe live-uri știu că am făcut-o, dar probabil v-am arătat deja, un sistem de furnale care nu este gata încă, o să pot să-l termin abia după ce termin ferma de iron. Deci ăsta e un proiect care va fi continuat după ce terminăm treaba cu ferma de iron și probabil și după ce îmi termin magazinul de redstone. O să-l fac sistemul mai mare, mai eficient și apoi o să vină Domino și o să-i facă o fațadă și o încăpere ca să arate mai frumos. Aici am mai încap niște căsuțe, am vorbit cu Domino chiar și aici ar mai încăpea încă o casă faină, deasupra acolo pe deal și acolo ar merge una, să facem așa ca un sat cât mai măricel. Îmi place că cam toate casele au un design asemănător, predomină lemnul la toate și chiar putem să facem aici un sătuc care să respecte aceeași temă la clădiri. Hai să vă arăt de mai aproape puțin și biserica, dacă nu ați văzut-o deja la Ganicus. Cam asta este, în dreapta ar trebui să fie un mormânt al lui Rodby aparent. Și înăuntru avem niște decoruri, un armor stand și cam asta e. Ok. Cam asta a fost și cu episodul de azi. Știu, este mai scurt, am vrut să fie doar o mică recapitulare în care vă arăt și vă spun mai mult ce s-a întâmplat în ultimul timp pe server și mai exact în ultimele mele livestream-uri. V-am spus și planurile mele de viitor cu magazinul de redstone, cu ferma de iron. Astea sunt proiecte mai măricele ce o să dureze puțin să le termin. Mai apoi va trebui să termin și sistemul acela de furnale de la spawn ca să arate totul bine și să fie gata acolo, să funcționeze cum trebuie. Mai am anumite chestii care nu vreau să vi le spun de pe acum, dar am foarte multe idei pentru seria asta, pentru serverul ăsta cu breasla haiducilor și chiar cred că o să vă placă, o să fie super, super interesant. Dar în același timp vreau să încep și o serie de Minecraft modat. Nu am ales încă un mod pack, dar am vreo 2 sau 3 opțiuni care îmi sună tentant. Prima ar fi Enigmatica 2 și a doua opțiune ar fi Sky Adventures de la FTB. Ar mai fi și Modern Skyblock 3, dar ăla cred că este puțin mai greu decât primele două. Enigmatica 2 am înțeles că este un modpack foarte bun pentru începători și cred că aș avea foarte multe de învățat din el, dar na, are o grămadă de moduri și am încercat să intru în el, nu mi-a mers așa de bine, mi-a mers odată, după aia când am încercat să intru din nou în el, a început să aibă erori și dacă reușesc să le rezolv, o să încerc să joc Enigmatica, dacă nu, poate încerc și Sky Adventures sau aștept să văd și ce ziceți voi în comentarii, care dintre cele două credeți că sunt mai bune. Dar din ce am citit pe Reddit și pe internet în general, pe forumuri, lumea zice că Enigmatica 2 ar fi cel mai bun pentru începători ca să învăț modurile, deoarece eu n-am mai jucat Minecraft modat
de când era Minecraft-ul în versiunea 1.6, cred, sau ceva de genul. Deci, dacă aveți vreo sugestie, vă rog, nu-mi spuneți vreun mod pack vechi, cum ar fi Tech It sau Technic Pack. Spuneți-mi moduri recente, care sunt măcar pe versiunea de 1.12 a Minecraft-ului, pentru că au evoluat lucrurile foarte mult de atunci și poate și mulți dintre voi nu sunteți la curent cu modurile, dar sunt mod pack-uri foarte interesante pe versiunea 1.12 și chiar vreau să încercăm să jucăm unul care, din care să învăț eu, dar să învățați și voi cât mai multe și cred că o să ne distrăm și o să fie interesant. Bun, nu vreau să vă mai țin foarte mult. Săptămâna asta nu știu cum o să am programul cu videoclipuri, sunt foarte, foarte ocupat cu serviciul și cu facultatea, că am început să am și examene, dar o să reușesc eu să le rezolv cumva și sper să reușesc să pun măcar un clip la două zile, adică într-o zi da, într-o zi nu, următoarea zi iarăși pun clip sau ceva de genul, văd eu, nu știu dacă o să reușesc chiar zilnic, dar na, vă rog să aveți puțină răbdare că stau foarte prost cu timpul, dar încerc să scot și conținut pentru voi și de asemenea, probabil, dacă ați fost pe ultimul meu livestream de pe YouTube, știți că am început și, de fapt, am creat un canal de YouTube bazat pe programare. O să vă las linkul în descriere și la videoclipul ăsta dacă vreți să vă abonați. Mulți dintre voi deja v-ați abonat la el și primul videoclip va apărea în 12 noiembrie, dar eu trebuie să filmez pentru videoclipul ăla și pentru videoclipurile ce vor apărea în continuare pe canal din timp, ca să le am și să știu că am ce posta pe el. Așa că, da, foarte multe, foarte multe proiecte acum în același timp. O să încerc cumva să-mi distribui timpul așa cum trebuie ca să iasă totul bine. Dar până atunci și până ne vedem data viitoare, eu vă salut, vă urez baftă la școală, baftă în tot ce vreți să faceți și ne vedem pe data viitoare. Pa, pa!